Bună ziua, bine ați venit la Biblioteca Muncitoare. Mă bucur să vă revăd și vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi astăzi la o manifestare prilejuită de episodul 2 al Cenaclului Clepsidra. Salutăm prezența în premieră la Biblioteca din Roman a unui scriitor din America de Sud. Bine ați venit, domnule Mario Castro Navarrete. Iar pentru început, o să-l rog pe domnul primar să ne prezinte mesajul domniei sale. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru această invitație. Cred că este foarte important pentru toți cei care își doresc să se implice în viața unei comunități, să înțelegem că sănătatea și educația sunt idei primordiale și eu chiar cred acest lucru. O societate care nu are cultură este o societate care nu poate fi salvată. Suntem oameni de cultură. Mă bucură că în ultimii ani viața culturală din Roman este foarte dinamică. Iar faptul că dumneavoastră sunteți prezenți aici reprezintă dovada via faptului că societatea noastră trăiește și prin activitățile pe care dumneavoastră le realizați. Sigur că la Roman poate nu avem o casă de cultură așa cum ne dorim. Însă avem foarte multe locuri frumoase în care se face cultură. Iar Biblioteca George Radu Melidon, Casa Ioachim, în care ne aflăm acum, reprezintă unul din aceste locuri frumoase în care se face cultură și care a fost salvată cu ajutorul oamenilor de cultură. Vreau să felicit și Societatea Culturală Clepsidra, care în acest an împlinește 10 ani de la înființare și care a adus de-a lungul timpului la Roman foarte multe personalități remarcabile de la care avem ce învăța. Însă în același timp și la Roman avem oameni de cultură de valoare pe care trebuie să-i sprijinim și să-i protejăm. Și vreau să profit de prezența în sală a doamnei Violeta Lăpătușu și să-i transmit din partea mea personal, din partea Consiliului Local, din partea Primăriei Municipiului Roman, un sincer la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Să vă dea Domnul tot ce doriți, ține senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, ține senine și fericire, la mulți ani să vă mulțumesc, mă simt foarte onorată. Vă mulțumesc și vă doresc dumneavoastră sănătate, să ajungeți sănătoși, o vârstă și mai înaintată decât am ajuns eu. Nu mă așteptam, am fost o surpriză, m-ați impresionat și m-ați emoționat. Vă mulțumesc foarte mult! La mulți ani, domnule! Mai rămâneți o secundă! Mai rămâneți, că mai aveți! Mai rămâneți o secundă! Domnul doctor! Nu, nu, așteptați, no? Că vine momentul. Am înțeles. Aici, aici. Nu vreau să iau timpul. Nu, nu, niciun timp, nu e nicio problemă. De asemenea, vreau să salut prezența la Roman a invitatului special al acestei prime ediții sau acestui prim episod din Cenaclul Clepsidra. Bine ați venit la Roman, domnule Mario Navarrete. Vreau să vă înmânez câteva din însemnurile oficiale ale Primăriei Municipiului Roman.
final vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și vreau să vă îndemn să continuați lucrurile frumoase pe care le faceți pentru comunitatea noastră, o comunitate în care cât mai mulți dintre noi să ajungem să spunem că trăim cultură, iubim cultura, deci existăm. Vă mulțumesc mult! Manifestarea de astăzi este organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman, Societatea Culturală Crepsilia, Uniunea Românilor din România, Filiala Roman, Uniunea de Lenă din Roma, Cercul de Cultură, Cercul de Cultură de Lectură Buchiniștii, Trupa de Teatru Gong, Academia Petru Tocănel. În continuare o să îi dau cuvântul părintele Cornel Paiu, președintele Societății Culturale Crepsida, să vă prezinte momentele care urmează. Bună ziua și bine ați venit la un nou eveniment crepsidic. Vă adresez și eu dintr-un început, la fel ca domnișoara Cristina Palaite, anfitrionul nostru de astăzi, căreia îi mulțumesc pentru introducerea făcută. Așa cum îi mulțumesc și domnului Lucian Micu, primarul municipiului Roman, pentru prezența care ne onorează, pentru salutul domniei sale plin de speranță și exercițiul de admirație și prețuire, atât pentru sărbătorirea noastră de astăzi, cât și pentru invitatul nostru, ambii scriitori de vocație, ambii personalități culturale remarcabile, Violeta Lăcătușu și Mario Castro Navarete, de altfel colegi, căci ambii sunt membri ai USR, filiala Iași. În acest context, dați-ne voie să adăugăm și noi prin nostru de recunoștință, admirație și prețuire. Doamnei Violeta Lăcătușu, la aniversare, buchetul nostru de flori, însoțit de un călduros și sincer la mulți ani, oferit în numele organizatorilor de domnul dr. Emanuel Nazariutean, președintele UAR, filiala Roma. Multă sănătate și sport la scris. Vă mulțumesc! Ca să ne mai aduce, să ne mântim de noastră. Premie, să ne mai aduce. Săruna! Stimate domnule primar, stimați senatori crepsidici, președinți și membri, onorați invitați, motorul sub care ne dorim să ne manifestăm în cadrul evenimentelor noastre este acesta. Cultura este normalitate. Aceasta deoarece avem convingerea că toate necazurile societății românești de astăzi se datorează în primul rând deteriorării grave a factorului cultural și a proliferării ignoranței culturale în absolut toate mediile. Acest fapt de la o zi la alta începe să fie inadmisibil. Este grav și scandalos pentru un popor să-și ignore și să arunce la groapa de gunoi a ignoranței ceea ce îi oferă și îi conservă perenitate în vortexul istoriei, cultura. Este scandalos și umilitor ca un popor întreg să fie în așa fel manipulat încât să-și abandoneze, aparent prin proprie voință, cultura, tradițiile, istoria, toate expresii ale unui bun simț exemplar. Este inadmisibil ca furtul de identitate națională să fie legiferat cu legea în mână. De aceea, cenacul nostru poate fi privit ca o formă civilizată de protest contra mizerilor de care parcă societatea de astăzi dă semne că ar vrea să se scuture, să se sfere. O leșie originară care poate sfăla toată râia răului și lichelismului actual, să vă amintesc, cuvântul zilei promovat de Dex pe 1 februarie era lichiat, valabil și astăzi și ieri și azi, cred că și mâine din nefericire, pentru că după cum se știe orice boală, necesită timp în procesul de vindecare. Este cultura. Suntem alături de cei care în toată țara au ieșit în stradă pentru că s-au săturat de incompetența unor lideri și că nu vor să mai accepte atitudinea lor sfidătoare și pe față vis-a-vis de consacrarea sau afirmarea unei voințe colective. Pur și simplu. Pur și simplu, oameni de bun simț, civilizați, și au spus că nu se mai poate așa. Cuțitul înveninat le-a ajuns până la os. Suntem alături de ei pentru că au procedat absolut normal și responsabil. Simțul civic este un act de normalitate.
Așa cum spuneam că și cultura este cea mai îndreptățită formă de normalitate. Sloganul sau lozinca noastră, de care ne-ar plăcea să o strigăm cu toții, cei strânși aici, câteva zeci de persoane, amplificabile însă la zecile de mii și sutele de mii din toată țara, adunate în fața Guvernului la București sau în fața primărilor din marile și chiar micile orașe din țară, precum romanul, este cultura, este normalitate. Noi nu aruncăm cu pietre, precum huliganii montați și angajați în acest sens, de forțe deviante și aberante, la cunoscutele manifestări de stradă în aceste zile. Dimpotrivă, noi ne dorim să strângem toate pietrele într-un coș de nuiele și cu ele să zidim poate un altar pe care să aducem jertfă, petale de crin, de flori de măr, de trandafiri, de flori de tei, petale de pace, petale de normalitate. Și alăturat mănuntului lor de miresme, dintr-o cățuie să se risitească către toate zările rugăciuni de tămâie și smiră. Dar să depășesc această imagine, spre care nu m-am putut abține să nu mă îndrept, și să revin la câteva cuvinte sau gânduri dedicate redeschiderii Senatului Clepsidra. Stimate domnule primar, stimați senatori Clepsidrici, președinți și membrii, onorați invitați. Senatul Clepsidra, serie 9, episoade noi, primul episod astăzi, 3 februarie, orele 13, aici, în Imperiul Cărților Bibliotecii Municipale George Radu Meridor. Mă gândesc că ce bine ar fi dacă am avea cu adevărat și un imperiu de cititori. Și mă mai gândesc, poate cu dreptate, că poate nu avem un imperiu, dar tot avem măcar un regat sau poate numai o cetate a unui regat de cititori. Tare m-aș bucura dacă domnișoara Cristina Panaite, sfetnicul de taină al Imperiului Cărților Bucatine, mi-ar confirma aceasta. Sigur e, însă că încă mai avem un divan de cititori. Toți cei care calcă pragul bibliotecilor, de toate vârstele, toți cei care cu generozitate își fac timp pentru reuniuni ca aceasta. De mult ne dorim reluarea întâlnirilor cenachiste, de dor pentru bucuria întâlnirilor prilejuite de prima serie, deschisă tot aici în 2007, toate aceste întâmplări au fost emulația unei stări fericite, a unor energii catalizate constructiv și a unor viziuni fenomenologice unice, desigur vizionare. Pe cât posibil au fost consemnate pe suport audio, video și scriptic. Poate unele fragmente vor fi rememorate în noul context cenachist. Mai ales cam la acesta, așa cum s-a spus de domnul primar, Societatea Culturală Clepsidra are motivație să-și amintească și să sărbătorească astfel un deceniu sau altfel spus optimist, un prim deceniu de existență. Un fapt anecdotic pe care doresc să vi-l împărtășesc este că înainte de această secundă ediție am avut și tentația de a schimba titulatura cenacului. Cea mai potrivită dintre titulaturile care mi-au trecut prin minte, mi se părea a fi cenacul Făclin. Știți, titlul îmi permitea o multitudine de metafore cu multe lumini și nuanțe. Apoi a fost un incendiu, apoi altul, și apoi m-am gândit că să nu se spună că aș fi piroman. Sincer, vă pot spune, nu sunt. Mai ales că paiele se aprind și ard foarte repede. Ar fi așadar prea riscant. Oricum, sfătuindu-mă cu mai mulți prieteni, am decis să păstrez titulatura inițială sub care am debutat și sub care suntem identificați și identificabili în și dincolo de zona noastră de activitate. Mă refer atât la zona geografică, cât și la zona noastră de confort. Aș dori totuși să vă spun că îmi doresc ca cenacul nostru să fie o făclie mereu aprinsă, o flamă revelatoare, lumină vie, jar nestins. Ei, vedeți, tot sunt nițel piroman, dar unul neoromantic. Dar să trec mai departe, poate, cu tălpile de sculțe printr-o intersecție deja încins. Pregătind noua serie a cenacului, m-am întrebat și eu, cum poate vă întrebați și dumneavoastră, ce vrem să ne propunem de această dată. Întâi ne propunem să aducem o viziune cât mai modernă a cenacului, făcând apelul cuvenit la tradiție. Propunem așadar o viziune hibridă de interferența genurilor, tradițional, modern, postmodern. În cadrul episoadelor distincte vor avea loc lansări și prezentări de carte ale autorilor invitați, o atenție specială fiind acordată autorilor din roman. Cenacul inițiază un premiu anual pentru debutul volum, concurs de manuscrise. Regulamentul concursului este următor. Concursul se adresează tuturor creatorilor, indiferent de vârstă, care nu au debutat în volum. Secțiuni, poezie, proză, teatru, eseu, critică literară, istorie literară, jurnalist, memorialistică. Lucrările vor fi semnate cu un motto care se va regăsi de asemenea și pe un plic închis atașat manuscrisului. El va cuprinde numele și prenumele concurentului, data de naștere, adresa, numărul de telefon, e-mail, eventual un CV literar, debut publicistic, colaborări reviste, training.
Manuscrisele vor fi trimise până la data de 1 octombrie ale fiecărui an pe adresa Societatea Culturală Flexibilă, Piața Roman 1, Camera 52, localitatea Roman, județul Neamț. Manuscrisele vor fi jurizate de către un jur alcătuit din personalități ale lumii literare. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0723-598-000. Un alt obiectiv al cenacului este că se va concretiza și prin editarea unei antologii, texte inedite de valoare prezentate în cadrul întâlnirilor cenacului, recenzii, reportaje, fotografii. Apoi, organizarea unor întâlniri de cenacul și atelier de creație în școlile din Roman și Biblioteca Municipală George Radu Meridon, prilej pentru elevii școlilor respective să se afirme cu propriile lor creații. Astfel vine în întâmpinarea dorințelor explicite, care ne-a bucurat de a avea un cenacul literar, dorință exprimată în cadrul sesiunii de consultări inițiate de Primăria Roman. Aceasta, desigur, deoarece și noi considerăm că este absolut normal ca un oraș cu o profundă tradiție culturală, urmea Mușatirului Roman, capitală culturală a județului după numeroasele voci de la interne și de la externe, să aibă un cenacul propriu în care valoarea să fie la ea acasă. În cadrul episoadelor vor fi mai multe secvențe, explicite chiar prin numele ales. Repere biografice invitat, vocea poetului, prozatorului, eseistului, lectură din volumul care se lansează, lansare de carte, vocea criticului, conferințe clepsirice pe diferite teme, poetul cetății se dedică unui creator liric al romanului când evenimentul se desfășoară la Roman și al altor localități când evenimentul se desfășoară în afara Romanului. Slavă ție, Doamne, lirică religioasă, românească și universală, lui Eminescu, poemă nouă, 2017, lirică inedită dedicată poetului Mihai Eminescu, în cadrul proiectului cultural literar cu același nume, pe care ne dorim să mediatizăm și în acest mod. Creațiile cu dedicație vor fi trimise pe adresa de email a Societății Culturale Clepsidra, respectiv clepsidra.y.roman@yahoo.com, informații suplimentare la același telefon anunțat mai devreme. Să ne aducem aminte, este altă secvență dedicată unei personalități sau unui eveniment din trecut. Dor de România Mare 2018, secvență de trezire a conștiinței patriotice, rugă pentru unirea românilor, speranță pentru reunirea românilor la 100 de ani de la Marea Unire. Momentul nu trebuie să treacă fără a fi marcat așa cum se cuvine. Nu e un eveniment oarecare. E unul care a trebuit să marcheze votul unirii românilor, hrănirea tuturor românilor din aceeași pâine, cântul românilor sub același steag. Un artist, o operă, interferență cu artele plastice. La aniversare, exercițiu de admirație și recunoștință față de personalitățile românului, așa cum semnifică și rubrica precedentă. Colocviu, recenzii, concluzii, o parte dedicată interacțiunii, înscrierilor la cuvânt, deschisă sugestiilor și inițiativelor tuturor participanților. Argumentul, sesiune de autografe, secvență dedicată invitatului, o dare de seamă subiectivă, expoziție de carte, la care vom invita cât mai multe edituri să participe. Audiții muzicale, proiecții diferite, interludii muzicale, etc. După cele spuse, mai îngăduiți la inaugurarea seriei noi a cenacului, în calitate de coordonator al acestuia, să vă prezint în acordul spațial celeste și aplauzele dumneavoastră distinsul senat al cenacului. Președinte de onoare, Gheorghe Aiem Cioban. Președinte, Lucian Stroi. Membri, Violeta Lăcătușu, Mircea Bostan, Alexandru Mihăilă, Dan Gabriel Arpătescu, Natalia Rusu, Constantin Adamovici, Laurențiu Vasiliu, Petru Fleica, Roxana Gârga, Cătălina Bostan, Ioan Dobreanu, Alexandru Cramăr, Dan Ironescu, Cecilia Bănică Pal, Mihai Andone, Vasile Busachi, Mihai Știrbu, Tit Tihon, Iosif Haidu, Cristina Leonel Prisacaru, Remus Lucian Ștefan, Petru Chirica, Paul Mârț, Iulia Stoleru, Silvia Mândășescu. Secretariat, Eva Lazea. Fotodocumentare, Dan Dimitriu. Anfitrion, Cristina Paraite. Ne bucurăm că putem organiza aceste manifestări în colaborare cu Primăria Municipului Roman, Biblioteca Municipală George Radu Meridon, Comunitatea Elenă din Roman, Uniunea Armenilor din România, Sucursala Roman, Asociația Cultural-Artistică GONG, Cercul de Lectură Buchiniștii,
ședitura Papirus Media și de ultimă oră Academia Teologică Petru Tocănel. Vă mulțumim pentru atenția acordată până în acest moment, de care sper să beneficiem în continuare. Secvența următoare este dedicată muzicii clasice. Tânărul și genialul pianist, îndrăznesc să spun acest lucru, Ștefan Buzlugan, ne va interpreta o piesă din tezaurul muzicii clasice la pian. Nu înainte însă de a afla câte ceva din palmaresul biografic al tânărului maestru, prin intermediul prezentării pregătite de anfitrioana noastră, domnișoara Cristina Panaite, pe care o invit să ia cuvântul. Mă bucur că Ștefan și-a făcut timp, a renunțat la câteva ore de practică pianistică pentru a fi alături de noi și mulțumesc. Ștefan Buzlugan nu are nevoie de o prezentare. Ștefan Buzlugan este pianistul orașului cu care ne mândrim. Este un produs, dacă pot să spun așa, al școlii de artă Sfântul Vidache. În prezent este clasa nouă la Colegiul Național Roman Vodă, însă în particular studiază 10 de ore la pian, studiu individual. E un copil foarte serios și foarte tenace. Trebuie să știți că se află printre cei 12 finaliști care vor reprezenta România și romanul la un concurs ce se va desfășura în luna aprilie la Paris. Mult succes, Ștefan, și o să vă spun că prima piesă va fi un studiu de Chopin, opus 10, numărul 9, în familia auditivă. Thank you.
să permisiunea de voastră, o să vă spun câteva repere din biografia scriitorului Mario Casu Navarrete. S-a născut pe 24 iulie, în 1950, în orașul Victoria, din Republica Chile. Tot pe 24 iulie s-a născut și Alexandru Dumas, tată, și un alt scriitor din America de Sud, Ernesto Sabato. În urma unei lovituri de stat, din anul 1973, generalul Augusto Pinochet a instalat o dură guvernare militară în Chile, preluând puterea de stat prin înlăturarea președintelui Salvador Allende. Noua situație politică l-a determinat pe tânărul Mario Castro Navarrete să își părăsească țara natală și să ceară azil politic în România, unde ajunge în vara anului 1974. Își continuă studiile la Universitatea Alexandru Ioan Cuțar din Iași, la Facultatea de Filozofie, Iașul fiind de altfel și orașul în care se va stabili. Până în decembrie 1989, activează ca bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară din Iași. Mărturisește că a avut marele noroc de a lucra ca bibliotecar, prilej dublat de semnificația proximității universului fascinant al cărții. O să vă citez dintr-un interviu al domnului sale. Eu am avut marele noroc de a lucra la bibliotecă. Am avut tangență directă cu orice carte. O carte, dacă rămâne închisă, nu are nicio valoare. Dar dacă iei cartea în mână și o deschizi, descoperi esența. Ea capătă viață. Asta am învățat lucrând ca bibliotecar. În general, lumea crede că este doar o strategie această meserie. Cer cartea, îți dau cartea, dar nu este adevărat, pentru că bibliotecarul are o misiune foarte, foarte frumoasă. Eu sunt mândru că am fost bibliotecar, spune Mario Castro Navarrete, și eu sunt mândră că sunt bibliotecar. Din anul 1990 obține postul de lector la Catedra de Spaniolă a Universității Alexandru Ioan Cuza. Între anii 1992-1997 a fost atașat cultural al Republicii Chile la București, fiind de altfel fondatorul Centrului Cultural Chilian. Domnul Mario Castro Navarrete este poet și traducător, autor a numeroase studii și materiale despre literatura hispano-americană și română. Este membru titular al filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România, membru al Mișcării Poetice Mondiale, membru al Liceo Poetico din Benidorm. A publicat numeroase volume de poezie, traduceri, vreo 15 am numărat eu, dar și eseuri filozofice în revistele din țară și din străinătate. Pentru întreaga activitate desfășurată în slujba culturii, a primit numeroase premii și distinții. Premiul de excelență al Uniunii Scriitorilor pentru promovarea culturii românești în spațiul cultural hispano-american. Premiul Enescu și medalia Teiul de Argint acordate de Infragea pentru activitatea în domeniul traducerilor. A participat la numeroase întâlniri și festivaluri de poezie în țară și străinătate, în Venezuela, Paraguay, Spania, Italia și Chile. O să vă citesc din nou dintr-un articol al domnului sale, citesc amintirii din copilărie, și anume, în copilărie, El Abecedario a fost cartea din care am învățat să citesc. Și acum mi-aduc aminte de acel manual. Și de bine și de rău marchează o etapă. La fel se întâmplă și cu poveștile pe care nu le citeai, dar le auzeai. În adolescență, cartea preferată era Cu ore, o poveste a unor emigranți italieni care traversează Anzii. Însă cartea care și acum mă uimește este Micul Prinț, pe care am citit-o în a doua copilărie spre adolescență. Este o carte minunată și cu trecerea vremii continuă să fie o capodoperă. La maturitate e foarte greu să rămâi la o singură carte. Există cărți la care revii și când revii la ele înseamnă că ceva este acolo. E un semn. Aceste cărți despre care ai crede că au zis totul, dar când revii mai descoperi câte ceva. Chiar lasă o amprentă, altfel nu ai mai reveni la ele. Eu revin foarte des la Borges, în afară de faptul că e plăcut, de fiecare dată mai descoperi câte ceva.
Pentru că exercițiul de a citi nu înseamnă să spui am citit-o și cu asta, cu asta. De multe ori aud, am citit cartea, ce rost are să mai recitesc? Iar eu spun, ei și ce? Ai citit-o odată, dacă ți-a plăcut, o recitești. Privești cu care o redescoperi, o reanalizezi. La filozof revii implicit și din cauza formării tale. A rămâne la unul singur este o mare greșeală. Înțelept este să preiei ce este mai bun din fiecare filozof. La maturitate e bine să revivești mari gânditori. Nu aș putea să numesc doar un filozof sau o carte, pentru că nu privesc în acest fel. Dacă ai o singură preferință, ești invitat, iar în filozofie ușa e deschisă cunoașterii și nu te poți opri. De aceea se spune despre filozofie că redă elementele eclectice și nu poți trece de două ori pe același râu, pentru că este în continuă mișcare. Am încheiat citatul. Mario Castro Navarrete consideră România a doua sa casă. A scrie și a vorbi românește, spune domnia sa, e un lucru înălțător de frumos, dar a-i traduce pe român e un gest de respect și recunoștință din partea domniei sale. Un poliglot, un adevărat tradiție a cărtirarilor luminați, Mario Castro Navarrete, a avut prilejul să cunoască îndeaproape valențele literaturii române. Însă, întrucât o literatură, oricât este ea de valoroasă, are nevoie de traducător pentru a fi cunoscută pe întregul mapamond, domnul Navarrete și-a asumat importanta misiune de a traduce autorii români în spaniolă, mai ales că primele sale demersuri ca traducător au fost aduse cititorilor români cărți de expresie ispanică, ceea ce a reușit domnul Navarrete, depășind cu mult granițele unei simple transpuneri într-o limbă în alta. Asta grație excelente cunoașteri a limbii române. Vă mulțumim, domnule Mario Castro Navarrete. Sper că acesta să fie începutul unei lungi și frumoase colaborări. Vă așteptăm ori de câte ori timpul vă permite să reveniți la roman. Vă mulțumesc! Să ne cânte intervenția muzical, să ne cânte. Ultima piesă din micul program artistic va fi una din cele mai cunoscute compoziții ale lui Victor de Rissi, L'Air de l'Or. Vă rog, poziție. Thank you.
mulțumim lui Ștefan și aș vrea să o aplaudăm și pe mama lui Ștefan, care este în sală. Mulțumim și domnișoarei Cristina pentru frumoasa, emoționantă și sinceră prezentare a invitatului nostru. În sfârșit a venit momentul să ascultăm vocea poetului. Drag prieten bun, venit la Roman! Astăzi se împlinește o invitație care mi se pare a avut timp să se învechească, ca un vin într-o hrubă, cam 3-4 ani. Ne bucurăm mult să vă avem oaspete. Iată, suntem cu toții dornici să vă ascultăm salutul și totodată să ne înfruptăm din dulceața poemelor, rosite în limba spaniolă și limba română, să ne cuminecăm din poezia lucrurilor simple, desprinse din poemele volumului cu același nume, care a reprezentat mai mult decât pretextul cenacului de astăzi. Să-l ascultăm pe poetul Mario Castro Navarrete. Nu înainte de a vă anunța că vocea poetului ajunge și în Chile, și în Australia, sau în Statele Unite, pentru că ne este asigurată transmisia în direct pe internet de Roman 24 printr-o sponsorizare obținută de aceștia, de la firmele Bristil și de la City Managerul orașului Roman, Ovidiu Bojescu. Le mulțumim! Bună ziua! Întâi de toate vreau să-i mulțumesc prezența dumneavoastră, a gazdei noastre, doamna Nicoleta Panaiti, a prietenului meu, Dan Dimitriu, părintele Paiu, Cornel Paiu și a prietenul nostru comun, domnul Dan Gabriel Arvatescu și nu numai lor, și tuturor celor care au pus o mică contribuție ca cenacul acesta să aibă o pornire așa de bogată și frumoasă. Mie îmi revine totuși să vă spun câteva poezii, dar aș vrea înainte de toate să zic două, trei chestiuni. Rolul meu principal a fost, este și va fi Eminescu. Eu am tradus poetul Nepereche în două ediții până acum. Una lansată prin 2012, cealaltă în 2016 și urmează una peste 2 ani, când va fi iarăși o dată semnificativă, în care aceea treia ediție va conține o sumă, 100 de poezii. Bravo. Deci, prima carte, prima ediție, ediției bilingue, a fost doar cu 16 poezii. Pentru că mi era teama. Teama de a face ceva de favoare lui Eminescu. O traducere niciodată nu va fi fidelă 100%. Și am avut această pornire, totuși făcând o mică anchetă în mai toate țările din America de Sud, America Hispanică, și în Spania, în care eu am trimis aceste poezii fără să spun autorul. Cu o simplă întrebare dacă plac sau nu aceste poezii. Erau în limba spaniolă. La răspunsul lor, în timp, am văzut că merită să fie tradus, fiindcă în spaniolă Eminescu place. Și așa a fost ideea de a-l traduce și a-l edita. Acum sunt la a doua ediție
aceasta, română-spaniolă, care conține 50 de poezii. Și urmează, ceea ce vă spuneam înainte, a treia. Lasă cu privitor la Eminescu, pentru că cea mai bună carte de vizită a acestui popor, a această țară, este România. Eminescu, că e același lucru. Și totuși, eu doresc că societatea românească să fie cucerită de armonie. Eu nu mă pronunț politic, sunt un străin, dar totuși doresc armonie și pace, ceea ce eu am găsit acum vreo 40 de ani, când am venit pe jumătate bine și rău. Deci am o experiență, indiferent de regimuri, indiferent de cine guvernează, eu am privit tot timpul România ca un ansamblu de oameni iubitor, solidar și foarte, foarte primitor. Eu de asta sunt convins că situațiile conjuncturale vor trece. Și ca să nu mai... Am și cartea care o voi lansa acum, Poesia de las cosas simples. Cartea a fost deja lansată în Spania, a fost în decembrie, pardon. Și am venit special să o lansez ediție bilingvă, Poezia lucrurilor simple. Este un fapt de a înțelege, aș spune, limba română, scriitorul român, este foarte, foarte limitat. Nu în calitate, ci în cantitate lingvistică. Limba română este vorbită, cred eu, cam în 30 de milioane. Deci un scriitor român, ca să se facă cunoscut, neapărat trebuie tradus. Ori se scrie în limba respectivă, precum Cioran, Eliade, Ionescu, care a scris în franceză, și alți scriitori care au lăsat limba română, român fiind, și au scris într-o altă limbă ca să se facă cunoscuți în lume. Rolul traducerilor este foarte important. Dacă vrem să ieșim în lume, trebuie sprijinită fapta traducerii. Sunt multe probleme, eu știu, dar este esențial că un scriitor român se poată avea o piață, în ghilimele, de desfacere mare, trebuie să iasă cu o limbă de circulație internațională, precum spaniola. Eu, de exemplu, scriind în spaniola, am asigurat aproape 500 de milioane de potențial cititor. Deci este o faptă care trebuie să ne gândim. Asta o spuneam așa ca să vedeți că nu traduc de dragul de a traduce. Traduc de dragul limbii române ca să fie cunoscută, scriitor român, să fie cunoscută în limba. Eu doar nu vă mai rețin, că mi se pare că voi mai vorbi mai încolo. Da. Și în încheiere aș dori să citesc câteva poezie, nu înainte totuși să spun că unele sunt scrise direct în limba română și traduse în spaniolă. Depinde de situația unde eu m-am aflat. Cele privitor la lirica, mai toate sunt scrise întâi
în română. Cele de călătorie, nu știu ce, sunt în spaniolă. Și doar le traduc dintr-o limba în alta. Acum să vă dau două, trei poezii ca să vedeți. În limba română, întâi că să nu curcăm prea tare. Deci, furnici. Furnici de casă, ce facem să scăpăm de ele? Furnici în șir indian, trebăluiesc printre borcane și cutii, în căutarea bunătăților. Se duc, vin cu prală în spate, mititele minuscule în concepție, prin drumurile lor, susțin uriașa armonie a faptei cosmosului creației. A sunat în spaniola hormigas, hormigas caseras, ¿qué hacemos para escapar de ellas? Hormigas que en fila india recorren frascos y tiestos en busca del manjar. Van y vienen con su presa a cuestas, pequeñas, minúsculas, en concepción, con sus andanzas sostienen la gran gesta armónica del cosmos como creación. Hasta un pic. E următoare e confuzie. Trenuri, autobuze, aeroporturi, oameni ce pleacă și vin, cu toți în așteptare, încurcați, nerăbdător, nimeni nu se îngrijește de ei. A te duce și a veni nu e decât un pic a muri. Și în aceea așteptare sosim la timp, sosim cu întârziere, dar nu ajungem. Destinul, mereu necunoscutul, mereu, mereu întârziatul. Confusion, estación de trenes, terminal de autobuses, aeropuerto. Gentes que van, gentes que vienen, todos a la espera, compungidos e impacientes, y que nadie se esmera, pues el ir y venir no es más que un poco morir, y en esa espera llegamos a la hora, llegamos atrasados, no llegamos, el destino es siempre incierto, que no llega a buen puerto. Și ultima, de dragoste, se spune noi, mai trebuie și asta. Ante pe ultima. Ochii tăi strălucesc. Rare ori mi s-a dat să văd scânteia privirii tale iluminată, dar sunt să se întrebadă o pasiune interioară. O fi mulțumirea, oare răsemnare? A te descoperi e ceva ascuns, chiar și printre cerșafă. Adevărul este intangibil, și ochii tăi arată imposibilul ca o pasiune intuitivă. Și încă una? Tus ojos brillan. Rara vez se me ha dado en ver el destello de tu mirada iluminada, dejando entrever una pasión ensimismada. Será satisfacción, o tal vez resignación, descubrirte es cosa arcana, aún en las noches diáfanas. Lo cierto es intangible y tus ojos denotan aquello imposible, como intuitiva pasión. Și prima, da, care are legătură cu cine, țara mea. În adâncimele sudului, vai ploaia nopților și zilelor mele, ce caz pentru a muri încet, nerudă. Ploaia asemenea unei paturi ce acoperă rocile,
lovite fare încetare în valurile mării. Se cutremura și cântă melodiile auzite până în altar de munți. Patrunde din ce în ce mai mult, inundând câmpiile sălbatice și scaldă vers coline, odihnindu-se sub pământ. Ploaia sudului, sabie veșnică pentru cuvântul înțelept. Sunanța spaniola, en las profundidades del sur, oh lluvia de mis noches y mis días, que caes para morir tan lentamente. Pablo Neruda. La lluvia, cual manto que cubre las rocas, golpeadas sin cesar por las olas del mar, se estremece y canta coplas que se oyen en las montañas por altar. Se adentra más y más, regando vírgenes tierras que bañan verdes cimas y reposan en su tierra. La lluvia del sur, eterna savia para la palabra sabia. Exact ce vă spuneam, cultura este normalitate, da? Și completa. Poezia este normalitate. Prietenii lui Eminescu, marele poet de pereche, Mihai Eminescu, sunt și prietenii noștri. Îi mulțumim poetului care se trage din vița aleasă a poeților nobili, Pablo Neruda, Garcia, Lorca și mulți alții. Vă aduc la cunoștință că mai târziu îl vom reasculta în cadrul secvenței Argumentum. În continuare, pentru a prelungi niște acorduri de chitară pe care le-am auzit în compania poeziei și nu numai, le rugăm pe cantautorul folchist Florin Țuțuianu, care a venit de la Bacău să ni se alăture, să dea glas muzicii cu vocea sa inconfundabilă și, desigur, și pe strune de chitară. Cu surpriză poetică pentru mulți dintre noi, dar mai ales pentru poetul Lucian Strochi. O să vedeți de ce. Bună ziua, vă mulțumesc din suflet pentru această minunată invitație și că mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Voi interpreta tot de Eminescu, dacă tot este vorba de Eminescu, o melodie a lui Alexandru Zărnescu. Într-o lume de relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și unul nu mai vor să facă voi, Eminescu este chipul Viața nu ar fi nimic.
Mulțumesc, Jean, și să ne iubim
Dumneavoastră, chiar și vii din lume, urmăriți de moarte un anii. Vă propun această strategie, să ne iubim. Dragostea e ca contraporții. Dragostea e un atac sublim. Vă propun această strategie, să ne iubim. Să ne iubim. Să ne iubim. Să terminăm al morții caos. Să ne iubim. Să ne iubim. Întrăcostiți pe nume paos. Faceți unul câine de o gradă. Faceți narcul suvenir în timp. Vă propun un ordin nou de luptă. Să ne iubim. La Congresul Mondial al ai propus moriu în urmă trin. Vă propun votați această șansă. Să ne iubim. Să ne iubim. Morții caos. Să ne iubim. Să ne iubim. Întrăcostiți pe loc repar.